sanitară și lista cărora nefiind transmisă către Ministerul Dezvoltării, vorbim de situația, de lista cu situațiile de urgență pe care iarăși nu a transmis-o, dar mai preocupant decât atât este faptul că domnia sa se implică politic. Cred că pentru presa din Vâlcea nu mai e o surpriză când aud această replică. V-ați obișnuit cu implicarea politică a prefectului, însă pentru mine e o surpriză că guvernul Cioloș nu ia rapid măsuri. Înțeleg că domnia sa și în public, la emisiunile televizate, își manifestă disprețul față de anumiți lideri de partide politice, îi critică pentru diverse lucruri, ceea ce e complet nefiresc pentru un înalt funcționar public care ar trebui să aibă constrângerile impuse de funcție și de calitatea de înalt funcționar public pe care o reprezintă. Ca atare, o să-i cerem primului ministru să urgenteze această evaluare a prefecților, în prima tranșă, dacă nu și l-a schimbat 9, ieri 4, deci vorbim doar de 13 primari, de prefecți evaluați și schimbați din funcție. Gândiți-vă că PSD-ul a schimbat toți prefecții în aceeași zi. Aș vrea să văd o evaluare corectă. Corpul înalților funcționari publici, corpul inspectorilor guvernamentali are resursă umană pe care poate Cioloș să o folosească în funcțiile de prefect și subprefect. Și vreau să am garanția de la acest guvern că procesul electoral se va desfășura corect, cel puțin din această perspectivă. Mulțumesc, doar câteva completări.